venirea regelui, din acest punct de vedere, este un... Toată dominația, practic, monarhică. După părerea mea sinceră, și dincolo de meritele incontestabile ale lui Carol I, venirea regelui a fost un factor moderat de important, ca să nu zic relativ neimportant, în toată chestiunea aceasta. Cele mai multe dintre reforme începuseră deja foarte viguros în timpul lui Cuza și chiar în contextul mai general, care o parte este legată sigur de domnia lui Cuza, care a fost un important reformator, dar o parte este legată de aspirațiile unei întregi generații, care a fost generația pașoptistă și care vine cu un program de, să zicem, europenizare, modernizare. Sigur, se poate discuta și nu o să facem contrafactual cât s-ar fi continuat cu Cuza, cât s-a făcut cu venirea lui Carol. Sigur, Carol a adus și câteva elemente importante în plus. Una din anecdotele celebre era aceea cu Carol dăruindu-le ceasuri boierilor, miniștrilor și altor oameni pentru a învăța punctualitatea. Ceea ce este evident un element de modernitate. Sigur, ai putea să spui că performanța economică nu este decât în mică măsură legată strict de punctualitate, dar este un element de modernizare graduală. Am putea discuta despre Carol, dacă vreți, din perspectiva, să zicem, a intervenției sale personale pentru construirea de căi ferate, având experiența prusacă, ceea ce a fost evident un factor pozitiv, chiar dacă discuțiile în jurul căilor ferate au fost complicate și în epocă, și chiar și judecata istoricului nu este departe de a fi univocă. Corupția legată de căile ferate, evident, căile ferate au fost atunci o mare sursă de afaceri și nu numai în România, ci peste tot în Europa, și multe afaceri necurate s-au făcut cu banii pentru căi ferate. La fel ca și autostrăzile în epoci mai apropiate de noi. Dar aici, în carte, am avut o discuție destul de lungă, mai ales legată de opiniile unui istoric german, Lothar Mayer, care spunea că insistența pe căi ferate a consumat prea mult din resursele statului român în perioada respectivă. Și personal eu cred că avem o anumită, sigur, problemă de timing nenorocit. Căile ferate au ajuns să fie funcționale în statul român în anii 1870 în esență. Și aceasta a fost un moment relativ târziu. Ele ar fi fost mult mai utile un deceniu mai devreme, când era încă o perioadă de expansiune a comerțului internațional, în special a cererii pentru cereale. În 1873 piețele internaționale încep să se prăbușească, prețul scade și din acest punct de vedere și valoarea adăugată a căilor ferate este mai mică. Dar sigur că acestea erau lucruri care nu puteau fi prevăzute. Deci nu puteai să știi atunci când ai luat decizia unei investiții de căi ferate în 1870, să zicem că facem o cale ferată care se termină în 1874 sau când se termină, nu puteai să știi că în 73 o să se înceapă prăbușirea piețelor. Sigur că ar fi fost mai fericit, știind noi acum, ca să ai calea ferată din 1862, când boom-ul încă era în continuare și ai fi avut încă 10 ani de mare trafic. Dar nu poți să acuzi, adică este contrafactual, e nedrept, nu are sens. În mod clar, a fost prea târziu când s-au făcut căile ferate, dar asta nu înseamnă că nu trebuiau făcute. Caragiale se tot bagă în afaceri, în berării. Da. Falit. Cât de cult era românul în toată perioada asta în privința banului, tranzacțiilor financiare? A zice că mai degrabă era naiv și puțin pregătit. Au fost și câțiva care s-au descurcat mai bine. Caragiale nu este cel mai performant exemplu și nici alții nu s-au descurcat foarte bine. Nu trebuie să uităm faptul că în această perioadă
tentația pentru cei mai mulți dintre românii culți era mai degrabă să obțină slujbe de la stat sau diverse venituri din surse care să nu fie legate de activitățile propriu-zis burghieze, de comerț sau de producție.